Vă salut, dragi columbofili, numele meu este Turbiță Valentin, din Râmnicul Vâlcea. Astăzi, 12.02, vreau să vă prezint porumbeii mei din compartimentul de reproducție, cum se prezintă. Acesta este tata la campionul Naționala de Mifond, Federico. Aici este locul 6 pe județ la maraton 2019, locul 24, azi național 2019. Femeia este o femeie de Etienne de Vos. Aici avem pui mărișori, nepoți din campioni. Aici la fel. Aici avem ouă, aici astăzi au ieșit pui. Aici la fel avem puișori. Sunt frați cu locul 9 național de Mifond 2019. Aici este tata la locul 4 național 2019 de Mifond. Aici este Turbo cu puiuțul lui. Aici avem fiii din campioni, puii. I-am mutat la acest cuplu. Da? Haideți să-i vedem. Unul este Pomur și unul este exact ca campioana Paulina. Acești pui voi opri la matcă. Am în doi. Aici avem pe Sara și fiii ei. Aici îl avem pe Federico la pereche, iară cu o altă femelă, cu sora la locul 6 național de Mifond 2017. Aici avem puiuți. Aici este tata la locul 6 național, frate bun cu Turbo. Are ouă. Aici la fel avem doi puiuți din locul 6 național de Mifond, cu o fică din campioni. El este tata la Iamindu, care încheia în urmă la maraton 2019, locul 16 pe județ, maraton Yarling. Aici avem un super mascul. Aici avem doi puiuți albi. Aici trebuie să iasă puii. Aici avem doi puiuți 100% dirvan de bulk. Aici avem iară doi pui. Tatăl este un mascul de banariș, un super zburător. Aici avem iară doi puiuți. Tatăl este Klaus Wilner, mama este Dirk Van de Bulk. Aici avem o femelă de Dirk Van de Bulk pe ouă. Aici avem fraz bun cu locul 4 național de Mifond 2019. Aici avem un cuplu de maraton, masculul Peto Ianu 100%, femela o consacvină de 6 ori pe nu laureat. Aici avem ouă, aici avem doi pui, unul este, cel albastru este fiul din compresor, fiul lui Turbo, cel argintiu din portughezi, a mutat puiul la portughez, cel din compresor, să-i crească fiii la campioni. Și aici avem reproducătorii într-o stare de sănătate perfectă, chiar dacă cresc pui, arată foarte bine.
Eu vă doresc mult succes în 2020, să aveți rezultate așa cum vă doriți cu toți. O zi bună și multă sănătate, Tobiță, la revedere.